Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, un subiect de Republica Fantastică România, cred. În ciuda programului Tomata, care injectează subvenții de peste un sfert de miliard de lei. Sau, ia mai fă sunul. Că lumea îl aude și crede că... Așa. Asta e scaunul meu. Zafane, un scaun de vinilin cu mânere, care intră sub pupitru și când se freacă de pupitru scoate niște sunete de ne primim mesaje. Mă, ce ați făcut da, în studio? Da. N-am făcut nimic, s-a mișcat, adică sper că... Da, nu, e doar scaunul. Doar scaunul, da. Mai fă o dată. Ne, nu e chiar... Auzi, da. Deci, să revenim. Programul Tomata. Știți de programul Tomata? Inițiat, cred că, în 2017. De la ce cantități Dragnea încolo se poate participa în Tomata? Ai trei roșii în balcon. Am două roșii în balcon și vreau să știu dacă primesc subvenții. Da. Programul ăsta, un sfert de miliard de lei injectați în legumicultura românească. Ei bine, țara noastră, în ciuda programului Tomata, e cel mai mare importator de roșii din Turcia. Cum așa? Cel mai mare importator de roșii din Turcia. Doar în primele 6 luni ale acestui an, România a importat din Turcia roșii în valoare de peste 60 de milioane de dolari. Deci 53 de milioane de euro subvenție, 45 de milioane de euro importuri, numai din Turcia. Deci mi-e clar că ceva nu funcționează cum trebuie și în plus evident că injectarea atâtor zeci de milioane de euro în piață afectează piața, alterează piața. Primul efect este prăbușirea prețului la roșii din cauza suprasaturării pieței, după cum arată o analiză a portalului AgroTV, citată de site-ul profit.ro. Înțeleg că într-unul dintre cele mai mari bazine legumicole din țară, în județul Galaț, la Matca, am auzit de locul ăsta, roșiile se vând aici cu prețuri sub un leu kilogramul. Uh-huh. Probabil că este vorba de vânzare angro, dar sub un leu kilogramul. Preț care, evident, nu acoperă nici măcar cheltuielile de cules. Și de ce? Că programul Tomat, așa cum e conceput el, suprasaturează piața într-o anumită perioadă. Iată ce declară un producător din Matca pentru Profit.ro, citez: ar trebui făcut în așa fel încât programul Tomata să funcționeze și pentru alte perioade. Toată lumea vrea ăia 3.000 de euro în prima decadă a anului. Nu știu ce înseamnă prima decadă a anului, dar cât mai repede, logic. Și ați văzut ce se întâmplă, ajung roșiile la un leu kilogramul și atunci cu tot cu aia 3.000 de euro pe care iei, ai rămas bătând din buze, fiindcă un leu nu te poate ajuta, n-ai cum să-ți scoți cheltuielile. Deci asta este problema cu intervenția statului în economie, în piață. Orice intervenție de acest gen creează niște distorsiuni în piață care sunt foarte greu de controlat. Intervenție haotică. Practic, înțeleg că au promis niște bani și atât. Iarăși, n-au... Nu dau bani. Păi, îi dau, dar nu-i dau pe toată perioada anului. Toată lumea vrea la început. Înțeleg că asta e problema. Da, înțeleg din acest documentar că asta ar fi problema. Nu știu dacă s-ar putea rezolva prin împărțirea banilor pe durate mai lungi. Oricum ar fi o intervenție a statului în economie. Economia este un mecanism care este atât de complex, are atât de mult piese în mișcare, încât e practic imposibil să apeși undeva și să spui, o să obțin efectul ăsta. E, apeși undeva și obții cu totul alt efect decât te-ai așteptat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.